de la Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Suntem un pic bujbe așa pentru că ne-a adus niște formulare ce circulă pe piață. Sunt cu politici de confidențialitate, cu tot, dar o să-mi asum eu riscul ăsta de a face publică nenorocirea asta. Sunt o fel de instituții nebancare ce oferă credite. Ultima pe care au găsit-o cei de la ANPC. Ultima instituție, practic o dobândă, o dobândă efectivă, celebrul DAE, de 4.000, atenție, 4.969%. Deci iei un euro și plătești 4.969 de euro înapoi și asta în termen de câteva zile. Este, o să vorbim despre chestia asta, mă mai gândesc dacă le arată sigla la televizor, deși ar trebui ca oamenii să știe și să se ferească de așa ceva. Înainte de toate, bună dimineața, scuze că eram, nu mi-a venit să cred, am crezut că este suma de înapoiat, n-am crezut că e dobânda din patru cifre. Noi am tot discutat la finele anului trecut despre o chestiune ce ținea de comisioane ce trebuie afișate la ATM-uri, la bancomate, în zona de unde retrageți banii cu cardul. Știți, băncile practică niște comisioane diferite, iar dacă aveți card emis de către o altă bancă decât cea care deține ATM-ul, comisioanele cresc. Valoarea comisioanelor nu era cunoscută de nimeni, ne puteai să afli doar în urma unui extras de cont. Înțeleg că ați rezolvat problema asta. Am rezolvat și această chestiune. Aveam câteva sesizări și acest ordin a venit în ajutorul consumatorilor pentru informare corectă, completă și precisă. Ce înseamnă? Acum când vrem să facem o retragere de bani de la ATM-uri, de la bancă, o să aflăm care este comisionul. Dacă scoatem 10 lei, dacă vrem să scoatem 100 de lei, 1000 de lei, știm care este comisionul și ne dă nouă posibilitate, nouă consumatorilor sau clienților, ne dă posibilitatea, dacă dorim să mai efectuăm această operațiune sau tranzacție, ori să părăsim acest lucru. Și ne ducem și plătim cu cardul sau facem cumpărături cu cardul unde comisioanele sunt zero. Uh-huh. Pentru că dacă scot 1000 de lei și comisionul este undeva la 20 de lei, atunci eu poate aleg să mă duc să fac cumpărături cu cardul. Un alt element important, o altă prevedere a acestui ordin, ar fi acela că dacă sunt posesorul unui card la o bancă X, da, și mă duc să retrag numerar la o bancă Y, uh-huh, trebuie să-mi afișeze comisionul ori în procent, ori să mă atenționeze că comisionul este mult mai mare decât cel prevăzut în contract. Că acel comision depășește cu mult limitele pe, da, care... Vă dau un exemplu. Cineva a scos 2000 de lei, dar a scos de la altă bancă și comisionul a fost undeva în jur de 100 de lei și nu a știut. Acum avem această informație și ne atenționează. O altă prevedere a acestui ordin ar fi acela în cazul în care cardul este reținut, avem un număr de telefon, pentru că poate s-a blocat cardul, dar noi nu știm de ce s-a blocat cardul și unde putem suna și când putem intra în posesia sau să ne dea mai multe detalii. Să nu stăm în fața bancomatului, să așteptăm pe cineva să vină, mm-hmm, să ne ia cardul. Da. Acest ordin a intrat în vigoare în 3 martie. Da. Lăsăm o lună de zile, perioadă de... Să vedem care sunt deficiențele. Poate nu toți operatorii financiari bancari au implementat acest ordin, dar după 30 de zile începem cu sancțiuni contravenționale și cu măsură complementară de punere în legalitate. O chestiune ce s-a discutat, vă spuneam, anul trecut, am aflat despre ea de la cei de la NPC și uite că în mai puțin de 6 luni cumva am rezolvat-o. Acum depinde și de noi, vă spuneam, să ne clamăm drepturile și să ne informăm corespunzător, cum ar zice orice diriguitor din țara asta. O firmă, o instituție nebancară, e clar că e nebancară, umblă pe net zilele acestea, cum sunt foarte multe, atenție mare, că am discuțiile astea cu foarte multe în vârstă din familia mea. Sunt foarte multe instituții nebancare, degeaba luați un credit și după aia vă plângeți autorității de supraveghere, că nu au ce să le facă, pur și simplu ați convenit, este un acord între părți, pa la revedere, ca să ne înțelegem și să folosim cuvinte mai simple. Extra simplu se numesc ăștia, n-am ce să, trebuie să le spun. Atenție mare, ochii mari când găsiți așa ceva, au o dobândă anuală efectivă, DAE, de 4.969%. Adică dai, iei un euro și plătești înapoi 4.969. E și foarte greu să dai banii înapoi mai repede, înainte de termen. Trebuie să-i suni. Aici sunt niște prevederi din astea. Cumva
Ei mă pot acuza acum, dar ei urmăresc să vă ia imobile, pentru că aici girezi cu casa, girezi cu casa și nu ai de unde să... O simulare numai, dacă vrei să iei 200 de RON, în 5 zile plătești 434 de lei. Deci dublu și ceva. Deci iei 200 luni și vineri dai înapoi 434. Și atenție la comisioane, atenție la clauzele contractuale. Atenție la IFN-urile la care vă duceți, la aceste instituții financiare nebancare care vă oferă imediat banii fără buletin, doar să lăsați casa. Interesul lor este de a pune mâna pe un imobil și nu au nicio șansă sau nu avem nicio șansă să returnăm acești bani. Că nu poți să iei un euro și să dai după un an de zile 4.969 de euro. E o bătaie de joc și e o păcăleală. Ceva ce nu are sucursală la parterul blocului în care locuiți, credeți-mă, odată că e greu de controlat și în al doilea rând nu au un joc cinstit, n-au rulajul băncilor comerciale, nu sunt angrenate într-un sistem supravegheat de instituțiile statului. Sunt o grămadă de astfel de Și nu uitați, înainte oferte. Să faceți acest lucru, mai bine veniți la ANPC. Avem sedii în fiecare județ din țara aceasta. Mai bine veniți și consultați și întrebați specialiștii noștri. Domnule, ce se întâmplă? Ce este cu acest IFN? Înainte de a semna ceva. Mai bine consultați-vă, totul este gratis și nu uitați că suntem o instituție a statului și ușile vă sunt deschise. Ei au drept de funcționare, orice instituție... Au drept, sunt autorizați de BNR. Sunt autorizați de BNR, doar că BNR-ul nu poate să le impună. Practică niște comisioane, practică niște dobânzi, dar aici nu poate să le impună BNR-ul. Trebuie să fim noi foarte atenți aici. Dar în ultima perioadă văd că tot au apărut aceste IFN-uri, pentru că este și o perioadă de criză, toată lumea se împrumută și ca să se împrumute ușor, apelează la aceste IFN-uri. O să le supraveghem mult mai atent și ANPC-ul și celelalte instituții abilitate. Și aici vorbesc și de Inspectoratul General al Poliției Române. Am să-l loc pe colegul meu, Puberu, să mă ajute nițel, că am postat, zic așa, pe frigiderul lui Vlăduț, un nou telefon al consumatorului. E o diferență foarte clară între instituțiile statului și organizațiile neguvernamentale. Și organizațiile neguvernamentale și asociațiile. Tot observ că vin la noi operatori economici care se plâng că vin anumiți inspectori la dânsii sau comisari și cer favoruri financiare. Nu. Acest număr este foarte clar și este specificat. Trebuie să-l aibă fiecare operator economic să vadă la loc vizibil. Unde scrie clar, asociațiile, orice asociație, orice ONG, nu are drept de control asupra operatorului economic. Deci ei pot veni, se uită în magazin ca și simpli clienți sau să facă o analiză la ce aveți în raft sau ce aveți pe raft. Dar nu vă pot controla, nu vă pot cere registru unic de control și nu pot cere alte detalii pe care numai dumneavoastră le aveți ca și operator economic. 021-9551. Funcționează, merge, răspundeți. Funcționează. Răspundeți, sunteți singurii îndrituiți să aplicați amenzi, nu? Să chemați poliția la... Să chemăm poliția, să sesizăm celelalte instituții abilitate ale statului, pentru că și competențele ANPC-ului sunt destul de limitate. Se opresc la un moment dat. Va trebui să ne întâlnim mai des, vine Paștele, sunt convins că suntem pregătiți. Diferența dintre ce face HAM și ce face B, știți? Da? Cărnița, ușorul, o să avem de lucru, o să discutăm. Până atunci, bref, am rezolvat problema comisioanelor ce trebuie afișate la ATM-uri. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, dați și dumneavoastră un telefon ca să aflăm. Ușor cu instituțiile financiare nebancare, atenție mare la dobândă, s-ar putea să vă treziți pe drumuri pentru un credit de 500 de RON. Și nu-i așa, în momentul în care o oaie se întoarce la stână, verificați atent sub blană să nu fie cumva un lup. Vedeți? E mai simplu așa. Mulțumim tare mult, domnule președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, despre lucruri deseori importante.